Daniel Ștefan Drăgulin, președintele PNL Călăraș și primar al municipiului Călăraș timp de două mandate, între anii 2012-2020, infectat cu virusul SARS-CoV-2, a încetat din viață în dimineața zilei de 12 octombrie. Instanța urmează a valida mandatul pentru funcția de primar al municipiului Călăraș, județul Călăraș, obținut la alegerile locale din 10 iunie 2012 de candidatul USL Drăgulin Daniel Ștefan. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște, validează mandatul pentru funcția de primar al municipiului Călăraș, județul Călăraș, obținut la alegerile locale din 10 iunie 2012 de candidatul USL Drăgulin Daniel Ștefan, pronunțată în ședință publică din 15.06.2012. Domnule primar, vă rog să depuneți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Pentru a verifica dacă constructorul respectă caietul de sarcini și proiectul. Sunt în această zonă pentru a vedea dacă există probleme din punct de vedere al pașilor care trebuiesc urmărit și realizați în această lucrare. Este o stradă care va descongestiona circulația municipiului Călăraș. Este o stradă bine făcută și sperăm ca cei 15 ani de garanție pe care o are această stradă să ne dea posibilitatea să cheltuim banii cu folos pe alte zone ale municipiului Călăraș. Am aflat cu nespusă mâcnire această tristă veste că Dan Drăgulin, bunul nostru coleg și prieten, a pierdut bătălia pentru viață în spitalul Matei Balci. A fost infectat cu coronavirus. El n-a mai putut în ultima săptămână să participe la campanie. Și după terminarea alegerilor a luptat cu boala. Și din păcate
a decedat în cursul acestei dimineți. E o pierdere mare pentru noi. Dan Drăgulin a fost un foarte bun coleg, un om care a avut rezultate deosebite în administrație și această pierdere o resimțim din greu. Transmit familiei condolențe și faptul că suntem alături de familie, regret. Doare enorm de mult când vezi persoane care blamează de dimineață până noaptea. Arată cu degetul. Dar persoanele respective sunt atât de perfecte. Nimeni nu este perfect în afară de Dumnezeu. Ați făcut alegerea asta? Merită? Îmi pregăți o întrebare care mă sensibilizează enorm de mult. Da, merită. Merită pentru că consider că prin ceea ce am făcut am arătat că sunt un primar dedicat comunității. Sunt primarul tuturor tărănășenilor. Sunt primarul care dorește să îmbătrânească frumos într-un oraș modern. Vreau să fac. Păi nu mă interesează să merg pas cu pas, să dau la o parte toate obstacolele și să ajung acolo unde îmi doresc eu. Aceea este modernizarea călărașului. Și am mai spus la început un lucru. Proiectele pe care le-am realizat. Trebuie să înțeleagă toată lumea că proiectele astea sunt făcute ca o bază, o temelie pentru modernizarea municipiului. Nu avem această bază, nu putem să facem nimic. De ce nu vreți să înțelegeți? Vedeți dumneavoastră, nimic nu se face fără sacrificiu. Și uman. Și poate chiar să se afectează starea de sănătate, poate chiar și relația interumană cu prieteni, cu familie în general. În ultimul interviu, Daniel Ștefan Drăgulin declară că orice sacrificiu merită făcut pentru Călăraș și pentru călărășeni și ne îndemnă să avem grijă de noi, de familiile noastre, pentru a trece cu bine de această pandemie. Aveți de transmis un mesaj călărășenilor? Da, în primul rând vreau să le transmit să aibă încredere în mine. Am fost singurul primar după 90 încoace care și-a asumat transformarea municipiului Călăraș prin modernizarea acestuia, ținând cont de infrastructură terană și subterană. Am fost singurul primar care a accesat fonduri europene, ceea ce nu s-a întâmplat până în 2012. Încrederea pe care dumneavoastră mi-o transmiteți îmi dă putere, îmi dă aripi ca și în următorii 4 ani să pot conduce și să pot derula toate activitățile în beneficiul nostru. De asemenea, vreau să vă rog să aveți grijă de dumneavoastră. E o perioadă foarte grea, critică. Protejați-vă, dragii mei. Protejați-vă pe dumneavoastră, familiile, pe toți cei care vă înconjoară. Numai printr-o responsabilitate individuală putem trece cu bine această mare parte de această pandemie împreună pentru Călăraș. Colectivul redacției Antena 3 Călăraș transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.